La Demetrescu, cum îl vedem noi prezentat și îl legăm de fiecare fază, imaginându-te că există un înger întrupător sau angel întrupător care face operațiile respective. Dar faci ca navaua aceea, ce spui din acea navaua respectiv, pe cine lucrează? Pe unu, pe doi, da. 3, 4, 5, eu văd toate fazele respective. Da. Și spun, deci citesc în continuare, da, de la Scarlat, cu el în mână. Cu el în mână. Și însemnesc și iar însemnesc fazele, citesc, da. Însemnesc fazele respective. Și alături de filmul care îl avem noi cu reîncarnarea, întâi îl prezentăm, pe urmă să facem în cadrul filmului scoase secvențe, da, încet, încet, și introduce acestea.
să facem întâi filmul cu adevărata formă materială, până o să facem continuare filmul cu această viziune sau preluare din comunicarea altor întrupări și după aceea venim și înțelăm în actul întrupării fizice, actul întrupării psihice. Să dai... Floricele mi-a adus floricele de-am făcut. Am gândit următoarea idee. Pentru cei care citit din Taimur Vieții și al Universului de Reîncarnarea, noi căutăm acum să-i dăm o formă științifică. În sensul că alături de fizicul acesta care are loc și este evidențiat în mod științific, câteva de aici este prima celulă, după aceea și prima, a doua, după fecundare și începe evoluția embrionară. La această evoluție embrionară, noi gândim să facem o imaginație, film animat, cum are loc după comunicarea din spațiu această construcție de către Angelul Constructor. Și încet, încet facem un desen animat din, după baza comunicării. Îl împletim cu fizicul acesta care are loc încet, 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 încet. Vedeți cum are loc creșterea și în final, după ce facem această formă de facem marea nenorocire pe care o fac oamenii fără să știe, avortul. Și cu crâncena manifestare a ceea ce se întâmplă în timpul avortului. O să fie ceva zguduitoare. Deci vedem cum are fizic, urmă vedem cum face revenirea, cum intră în corp. Adică noi trebuie să demonstrăm științific, pe baza comunicărilor, nu de la noi imaginație, cum are loc acest act în viața noastră. Să ne ajute Dumnezeu. Hai să vedem care a venit acum să vă pup. Și cu dumneavoastră ca să conduceți lucrurile. La mulți ani. La mulți ani. Ești de la Brăila. Lobozie. Nu te văd acum, aia se vede altă dată. Acum are interes. Sănătate. V-am adus mași de câmp. Mași de câmp, mași de câmp. Suntem toate din aceeași zonă. Din Bărăgan. Ca macii să înflorim și ca macii să fim, dar nu distrugători, ci frumoși. Frumoși.
acum atinde și voi scaunele astea aici, de la... Rămâi. Hai parte. Dar pe urmă, voi trebuie tot așa cum să cere înapoi ca să... Asta e tot. Mai puneți pe alea, poate mai sunt și acolo, poate. Vă urmă să vă dați cu ele. M-am gândit ce să fac. Deci, a zis că la ora 9 sunt la tine. Da. La 9 și 20 sunt mai dormeam. Nu mă putea trezi de trebuie ori m-a trezit. Nu mă putea trezi că erai tu. Modificase și dormitorul. Și face și trebuie să se face ca. Da. Era acolo și la întâi ai făcut o împărțire de discuțare pentru ea, formă a apărut ea în pantalonat de mine, cu blan roșie, cerceluș roșie. Cum am zis până la noapte, la 12, obiturile veste, zicem, nu, au fost o gâlțire în cameră și vom mă duc la mine. Da? După ce a trecut de la mine, s-a dus la el ca foc, împărată în șponier, de zis, dar da. De trei ori m-a trezit. Am avut impresia, știi, așa puternică a fost, că obiturile veste e cu tremur. De trei ori m-a trezit și de trei ori am continuat zis. Da. Până a apărut. Deci. Ca și zic eu imediat, dar n-am putut să mă trăiesc. Îmi trebuia să vină... Să vină ea. Cât a picat din mine? Cât a picat? Încerc. Pac. Fac. Bine e că nu ai de la început și știi ce ai de făcut. Ai de acum acumulările tale santitative și santitative. Cam ce trebuie să faci. Nu mai ești într-o zi. Deci o fi cum o fi. Atunci știi că acel act sau trăirea pe care o ai e datorată greșelilor tale pe acum sau mie. Pe cele de ieri nu mai poți face ceva. Cele de azi trebuie să ai grijă ca să nu le repeți. Vreau să vă întreb, sâmbăta viitoare la ecologie, în tot acolo. Unde adică? La școala. Unde a fost ieri la școala aia. Da, e mai bine acolo. Da? Nu? E mai bine? Eu n-am fost ieri, ca o să fie. A, n-ai? Întreabă pe cei. Deci tu la liceul ăsta. Și să-l văd pe el continuu. Deci e strănepot. Și după aia nu este nepot. Păi nu e, cum? Pe apă care a adus-o de la vorul de mare adâncime. Și cum vrei să pară? E bună. Dar ce observ eu că apa Bucureștiului e leșietică? Hai să vă salut pe toți care veniți în coate, băi! Rămâna, doamnă, scuze, stați. Ce-mi dorim, vă dorim la mulți ani. Vă dau urechile, să mă doamne urechile. Nu mă iau eu de urechile, voi vă rog. Mulțumesc! Eu vă bat asta. Mult noroc și viață lungă. Băi, tu ești una dintre tinerii care te-ai făcut bine. Da, nu, 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 nu
să zic că și acum tot regii sunt tot populismul. Bravo! Pentru tot ceea ce faci. Eu am crezut că organizează ceva așa, să vin cu bani sau așa, sunt tare rău că am... Cu ce să vin? Cu ceva așa cum am mai văzut. O să mă înțeles? Dar am crezut cu o altă. Cine are 14 ani? Poziți? Cine are 14 ani? Mulți înainte, da. 14 ani de revenire la viață. Deci, la a doua naștere. Care a fost diagnosticul dumneavoastră la tine? La numai metastază, gradul 3 de leucemie. Mai tare. Mai tare. Melanom malign cu metastază, gradul 3, pe limfatic șorfos. Și ce zic doctorii acum după ce vă văd? Medicul care m-a operat este un tip foarte deschis și din clipa în care a avut viziunea despre o altă însănătoșire decât cea chirurgicală, pe toți cei care îi operează și au melanom malign, îi dirigează spre domnul Popa. Bravo. Are curajul să susțină și față de semenii lui. Da, da. Eu mă minte nu Sandu Dimitrescu. Frumos, din acest spital? Numărul 10 de dermatologie. Foarte frumos. Ești cadru didactic la ecologie. Vine mereu Sandu Dimitrescu. Da. Da. Asta mi le iau. Am ca să topun, am de toate, hai, am de toate. Stați aici, copii, unde vă duceți? Uite, nenea omul ne-a dat voie să începem noi. A zis, atenți la, la un semen. A.
Eu am insistat, eu sunt inițiatorul, nu trebuie să mulțumesc. Pentru că eu am o datorie și am trei scopuri pentru care am făcut sărbătoarea asta de astăzi. Trei scopuri. Unu este de a-mi definitiva eu misiunea mea pentru generațiile viitoare. Mai am doar filmarea de astăzi, pentru că spatele ei mai sunt trei filmări. Deci oamenii care se vor naște după anul 2100-2200 mă cunosc deja, dumneavoastră prea puțin mă cunoașteți, și eu am o ultimă bucățică, asta de astăzi, care trebuia făcută astăzi, aici, în prezența dumneavoastră. Al doilea scop este mulțumirea mea pentru domnul inginer Valeriu Popa. Și al treilea scop pentru care am organizat, nu pot să spun că am organizat, este următorul, este cel mai important. Aș vrea ca ziua de astăzi, 4 iunie, să fie o piatră de temelie în organizarea unei sărbători tradiționale. Există ziua copiilor, făcând este Andrei. 1 iunie este ziua femeii, este fel de fel de sărbători. Eu mi-am propus și vă rog, nu știu, poate schimbăm denumirea, ziua de 4 iunie să fie ziua autovindecării. Și numai noi, cei care ne-am născut a doua oară, putem să avem inițiativa asta, organizarea asta, nu altcineva. Pentru că noi suntem niște oameni deosebiți și iar eu astăzi îmi susțin examenul de medicină spirituală și dumneavoastră cu toții sunteți asistenții. Și eu am venit chiar cu carnetul meu de note, care va sta aici pe masă și la sfârșitul intervenției mele, să vă rog să scrieți aici impresia, câteva cuvinte. Iar scenariul cuprinde patru părți. În prima parte mă voi prezenta cât de cât, ca să mă cunoașteți, să nu credeți că am picat de undeva. În a doua parte voi face niște demonstrații de ordin fizic, că asta este partea puternică. În a treia parte îmi voi prezenta familia, să nu care cumva să credeți că am venit cu toată familia mea de acasă, ci dumneavoastră sunteți tot familia mea. Și abia în a patra parte îi voi prezenta domnului inginer Valeriu Popa surpriza, pentru că toată intervenția mea este o surpriză, nimeni nu știe și nu se așteaptă ce va vedea și ce va auzi. Eu vin dintr-o țară a minunilor, în care există numai viață fără de moarte, bătrânețe, tinerețe fără bătrânețe, și frumusețe și iubire. Din lumea asta din care vin eu, mi-am luat și doi prieteni care mă vor ajuta să las urmele pentru generațiile viitoare și care vă vor înmâna la momentul oportun câteva lucruri din lumea din care venim noi. Bun, cine sunt eu? Eu am zis așa, că eu sunt un fenomen.
că care îi fac concurență chiar domnul inginer Valeriu Popa. De ce suntem? Pentru că am venit cu gerații ăștia doi să-i cunoașteți întâi pe ei. Cine ești dumneata? Ileana. Ileana Cozunzeana. Și dumnealui cine ești? Zic tu cine ești. Păt frumos. Păt frumos este domnule. Asta e. De ce sunt eu fenomen? Pentru că marea majoritate a oamenilor care vin la domnul inginer Valeriu Popa ca să ceară să trăiască, să învețe, vin de obicei cu o boală nevindecabilă. Pe cale medicală. Pe cale medicală. Ba cancer, ba psoriasis, ba diabet, ba... Eu nu cunosc noțiunile astea. Aha, da. Eu am venit la dânsul cu două boli nevindecate. De-aia mă consider un fenomen. Că prima boală nevindecabilă s-a ocupat domnul inginer Valeriu Popa, care este scleroza în plăci. Scleroza în plăci. În anul 89 m-au adus aici, în parc, colegii mei de servici, stați aici, și colegii mei de servici, cărora le aduc o mulțumire, n-am cum să le aduc, au bătut la porțile destinului, la poarta lui Dumnezeu, zi. Dumnezeu a deschis porțile și mi-a vorbit prin persoana domnului inginer Valeriu Popa, care, punându-mi o fracțiune de secundă mâna pe încheietura mâinii stângi a mea, mi-a spus, scleroză în plăci, faci rost de revista Flacăra din octombrie 84 și ce scrie acolo, așa să faci. După 4-5 de zile te întorci să văd cum te prezinți. Asta a fost singurul dialog pe care l-am avut cu domnul Popa. Și asta am făcut. Cu ajutorul colegilor, ei mi-au făcut rost de tot ce-mi trebuia, așa fel că după 3 zile începeam să țin regimul alimentar din revista Flacăra din 84, octombrie 84. Noi eram atunci în septembrie 89. Bun. Deci eu sunt fenomen pentru că m-am născut a doua oară urmând ce se scrie domnul Popa în revista Flacăra. Și conștiința mea s-a declanșat imediat. Eu am început să țin jurnal chiar din prima zi de când am demarat procesul celei de-a doua naștere a mele, care s-a declanșat aici, în parcul 23 august, vis-a-vis, la Teatrul de Copii, care nu mai există acum. Și mi-am ținut jurnalul meu, l-am mai încolo, sunt patru caiete sunt, zi de zi, pentru că există un proverb latin și ce bine ar fi să-l cunoaștem cu toții, în fiecare zi să scriem măcar un rând, scriind un rând pe zi,
ne imortalizăm noi pe noi, stăm de vorbă cu noi ori și când. Din cele patru caiete. O să rezulte o carte care va apare cât de curând, apropo, unde este domnul Dragomir Iulian? Nu este? N-are nimic. Anunțul despre apariția cărții mele este făcut în această carte și spune așa la sfârșit că va apare cartea Autovindecare cu inginerul Valeriu Popa, autor Tinu Cristian, diagnostic scleroză în plăți. Deci aici va fi cartea, eu am manuscrisul la mine. Tot din proprie inițiativă, fără niciun sfat de nicăieri, mi-am filmat singur chinurile facerii. Eu am simțit, eram conștient că eu mă voi naște a doua oară. Și mi-am făcut pe casetă video 3 înregistrări, când aveam 3 ani, 4 ani, 5 ani, acum voi împlini 6 ani și ele se găsesc aici. Pe undeva se aseamănă fenomenul cu spusele lui Cezar, care a zis veni vidi vici, a venit, a văzut, a învins. Eu n-am venit, eu am fost adus, am ascultat, am făcut și am învins. Și observând eu, după experiența mea de 6 ani, că cei care s-au născut a doua oară ca mine nu sunt la fel de conștienți ca și mine, deși sunt mulțumiți că au venit la domnul Popa morți, s-au născut a doua oară și nu mișcă nimica, nu întreprind nimica. De-aia am luat o inițiativă asta și în primul rând o să fac și eu ca domnul Popa și să întreb cine sunt aici în sală clienți vechi, să ridice mâna sus. Cu dumneavoastră, în primul rând, vreau să discut. Pentru că am făcut, unde-i chemarea mea? Chemarea pe care ați văzut-o la facultate, la domnul Pop, acolo la ecologie, am afișat-o de o lună de zile ca să fie citită, să vă anunț să ne întâlnim aici și acum o să vă dăruiască îngerașii mei la cei care sunt să stați cu mâna sus ca să vă dea ei, iar eu o să o recitesc. Mă adresez dumneavoastră care v-ați născut a doua oară cu ajutorul domnului Valeriu Popa. Cu ajutorul Dumnezeu. Da, prin intermediul domnului Popa. Păi așa mă și exprim. Noi, oamenii bolnavi, care cu voia lui Dumnezeu, l-am cunoscut pe domnul Popa, născându-ne a doua oară, să ne unim, să ne întâlnim și să făptuim ceva ca să conștientizăm omenirea că suntem contemporani cu un fenomen care are misiunea de a îmbogăți gradul de cunoaștere al omenirii despre existență. Noi suntem datori să-i creăm condiții pentru a lucra, alungând egoismul și luând în considerare viața și nu pe noi ca indivizi. Pentru că fiecare clipă actuală pe care o trăim este fabulos de valoroasă
și se scurge inexorabil. Este datoria noastră să ne trezim și să-i trezim și pe ceilalți spre folosul omenirii. Și acum îngerașii ăștia care vin din lumea minunată, din țara minunilor, o să dea cuiva ca să vi le împărți singuri. Ei dau la cineva cu mâna sus. Dumneavoastră să le împărțiți la cei care s-au născut a doua oară. Bun. Dacă eu aș avea darul actoricesc ca un George Vraca, ca un Calvoreanu, care spune Moldova nu e a mea, nu e a noastră, nu e a voastră, și așa mai colo, eu spun așa, sărbătoarea de astăzi nu este a noastră. Sărbătoarea de astăzi este a întregii omeniri din toate timpurile. Și pentru că eu știu că nu mulți dintre dumneavoastră, mă adresez tot celor născuți a doua oară, cunosc ceea ce cunosc eu la întâlnirile de aici din parc, în care o grămadă de oameni încercau să-i spună-l domnul Popa, cum să ne arătăm recunoștința pentru binele pe care ni l-ați făcut? Că dumneavoastră nu primiți nici măcar o floare. Că noi venim cu flori și dumneavoastră le împărțiți celorlalți, punând mâna pe ele și încărcându-le cu energie. Și aveți plecat în care spune floare. Așa. Ceea ce nu știți dumneavoastră și știu chiar de la dânsul, zice, păi, cum să vă arătați recunoștința? Am ridicat o statuie aici, în parc, unde ne întâlnim, alături de Pexii cățelul meu. Anunțul ăsta trebuia să-l fac. Cine îl aude, e foarte bine, dar eu trebuia să-l fac. Bun. Mai fac o parafrază, Brâncuș scria, zicea așa, adresându-se întregii omeniri din toate timpurile, relativ la operele lui. Zice, nu știți ce vă las, dar cu dragoste, cu înțelegere. Iar eu vin acum și zic, nu știm ce avem, avem viața pe care trebuie să o cunoaștem, să o iubim și să o folosim frumos. Și cu asta trec la partea a doua din scenariul meu, care se referă la demonstrații de ordin fizic. Este extraordinar de important ca eu, om paralizat, alături de doi oameni, sau de unul, care este nebolnav, să fac alături de el ca să existe comparația. Dumneavoastră sunteți Slătău. Am să-l parafrazez chiar pe domnul Popa, că eu am o nouă dragoste, iubesc parafraze. Domnul Popa spune așa, două maxime, din cinci cuvinte. Zice, în finit, totul este programat. Aici chiar ne spunea lucrul ăsta, zice, țineți minte, cinci degete, uite așa, ca pe mână. În finit, totul este programat. Mai puțin câteva lucruri, dintre care eu am reținut două. Părăsirea definitivă a țării în care ne-am născut. Ne uităm la copacii ăștia, ei de ce nu-și părăsesc? De ce nu pleacă în altă parte? Pentru că ei au rădăcini. Și noi trebuie să avem rădăcini. Alta afirmație a domnului Popa zice așa, pe la gând, privire, gest, vorbă, faptă, totul se înregistrează, se computerizează. E bine, dacă am avea fiecare conștiința asta, altfel ar arăta lumea în care trăim. Știind că de la gând, privire, gest, vorbă, faptă, totul se înregistrează. Și atunci, eu constatând că boala mea nevindecabilă, scleroză în plăci,
dă rezultate așa de bune și este la îndemâna mea, m-am gândit și eu că am căpătat și conștiința de Dumnezeu. Domnule, Dumnezeu ne-a dat ochii ca să vedem și ei sunt aici, la locul lor, de a pus Dumnezeu. Nasul mi l-a pus aici ca să respirăm și este la locul lui, unde l-a pus Dumnezeu. Urechile sunt la locul lor, unde le-a pus Dumnezeu, ca să auzim. Dar tot Dumnezeu ne-a pus mințile aici, în tărtăcuța asta, ca să gândim. Ori noi se vede treaba că de la o vreme oamenii nu mai gândesc, ceea ce înseamnă că mințile nu mai sunt la locul lor. Unde or fi că din organism n-au ieșit, tot în noi sunt. Și m-a ajutat Newton, care a descoperit legea gravitației dintr-o întâmplare, când i-a căzut un măr în cap. Și a descoperit legea gravitației. Și plecând de la ideea asta, m-am gândit și eu, domnule, unde sunt mințile? Păi conform acțiunii legii gravitației, ele au fost trase în jos și au ajuns în picioare. Deci noi gândim, marea majoritate a oamenilor, cu picioare. Asta e. Și am găsit și asta este cauza, dar am găsit și rezolvarea. Această cauză este cauza cauzelor. Și am zis așa, ca domnul Popa Valeriu, tot din cinci cuvinte, singura boală nevindecabilă este prostia. Așa am zis eu și am găsit și rezolvarea. Cum să aducem mințile la locul lor, în cap. Și ia uitați-vă dumneavoastră ce metodă simplă de a ne aduce mințile la cap. Foarte simplu. Ca în bazmele noastre. Să aducem unde ne stau picioarele și invers. Capul ne va sta și picioarele. Și iată, ce metodă simplă ca să ne vină mintea la cap. Scleroză în plăci, ar trebui să fie corpul medical aici să vadă. Nu că eu sunt obosit, dar azi de dimineață de la 5. Nu pot să așa. Bun. Nu contează. Puteți, poate cineva să facă. Ia uitați-vă, tot un tânăr s-a mințit. În proastă. Aha, altă metodă. Poate. Domnul inginer. Domnul inginer. Gata, ajungi. E inginerul Tătaru? Nu. Bravo. Spune-ți ce vârsta. Dai de și opt. Ce mai vreau eu acum? Alături de... Regim câți ani, domnul inginer? Punem toată lumea voastră. Nu vine altcineva. Regim câți ani? Toată lumea voastră. Tot dumneavoastră. Vă rog să faceți 50 de sărituri pe vârful picioarelor cu un paralizat, un handicapat ca mine. 50 de sărit. Andrei, ia trebuie pe aici și numără. Dar tu nu știi să numeri până la 50. Dă-te mai bă. Așa, ia. El atâta știe, dar nu-i mai sărit. Așa. Bun. Alte exerciții. Țineți minte. Le rog să-mi plăți a dus. Nu pot să-ți. Păi,
și dânsie pe aici, care filmează acum. Vreau să fac niște flotări, nu o mai faceți și vreau, că sunt convins că știți, puteți să le faceți. Andrei, numără, zi! Stai mă, că fac eu! Mai fac? Mai fac câte ceva? Iată! Fără mâini, fără susținere, fără nimic. Asta e și acum îmi vin mințile la cap. E așa de frumos, eu le simt. Le simt cum vin. Nu mai vedea. Nu mă mai vede. Ați venit la fix, ați venit. Da? Hai să ne dăm peste cap. Da. Hai să ne dăm peste cap. Opa! Cine filmează, domnule, pe copilul ăsta? Hai, Andrei! Opa! Bravo! De la cine ai învățat să asta e domnul. N-am avut altceva mai bun de făcut. Bun, că ceea ce ați văzut dumneavoastră aici nu este opera mea. Eu, fără colegii mei și fără toată familia mea, nu reușeam să fac ce-am făcut. Și atunci este datoria mea să le mulțumesc în felul ăsta, prin această sărbătoare, că nu pot altfel. Nici colegii mei de servici nu știu ce a făcut Mitică. Și o să spun acum, să rămână înregistrat pe film. Când soția mea, Petița, zic eu ei, era în delegație de servici, venea el și eu trebuia să fac clisme. Și dădeam cu tunul în România în 89 și nu se găsea un irigator. Ei, și trebuia să nu fac clisme că n-am irigator. A venit Mitică cu un furtun banal. L-a dus. Furtun. Și vorbesc pe românește. Un capăt al furtunului mi l-a băgat în cur, iar la celălalt, cu o pâlnie, înturna lichidul. Asta a făcut Mitică, e opera lui. Cu aceleași mâini cu care el s-a băgat în mizeria din mine, tot cu ele mi-a desenat pe cal schemele mele care izvorau din noua mea gândire și pe care dumneavoastră cu toții și cei din viitor le vor vedea în carte, în cartea scrisă de mine, pentru care fac o antireclamă, să nu care cumva să cumpărați cartea, pentru că nu veți găsi în ea metoda de vindecare a sclerozei în plăci. Nu! Acolo veți găsi afirmații și dovezi și în carte și pe casetă, cam ceva de genul ăsta, dar să vedeți gândirea, că mă impresionez eu. Mai departe cu familia, mai departe. E cineva de la cooperativa de credit. Bravo! Nu puteam să mă duc cu toată familia mea la televiziune ca să mă filmeze. Aici era locul. Vă rog, țineți minte, când se vrea, se poate. Ieri v-am spus o serie întreagă de lucruri la conferință. Vă trebuie materiale din import, vă trebuie medicamente din import. Nu ai nevoie de medicamente din import. Nu trebuie să stai la coadă la farmacie. N-ai irigator, ai prieteni. Ai Mitică. Ai de viață. Dar Mitică un prieten și tu ai tot și ai soție
și e silă, te-a luat când îi plăcea. Și când trebuie să-ți facă o crismă, nu te face. S-a spus de ce-a făcut un prieten. Mai am 5 minute. Este? V-a plăcut această demonstrație? V-a vrăit de sus de la Dumnezeu și? E, așa cum mitică, s-a murdărit mâinile în mizeria mea, vreau să mai fac o completare, pentru că e foarte sugestiv titlul serialului pe care îl urmăriți dumneavoastră, Aur și Noroi. Unul este mitică, celălalt este chiar domnul inginer Popa Valeriu, care aici, în parc, pe vremea, în 89, spunea, mie nu mi-e frică, poate să vină miliția, poate să vină securitatea, că nu poate să mă ducă nicăieri și mă întreabă, ce faci dumneata, domnule Popa, tovarășe Popa, cu atâția oameni, că doar nu era voie să facem meeting-uri și demonstrații. Păi, toți ce fac? Oamenii ăștia de aici sunt în noroi. Dovadă că sunt în noroi este certificatul fiecăruia de la doctor care, în care se scrie că nu mai e nicio șansă pentru ei, i-au trimis acasă să moară acasă. Iar eu, spune domnul Popa Valeriu, împac mâinile în noroi, îi scot de acolo, îi spăl și învăț să trăiască. Asta fac eu, spune domnul Popa. Sunt aici niște oameni, de aici încolo începe grosul aniversării. Domnul, unde e domnul Dragomir, doamna? Să vină în parc, ați văzut că toată lumea trebuie să vină aici, că vă cunosc copii. Cine este dumneavoastră? Cine este? Nenea Iulian. Nenea Iulian Dragomir, care este redactorul șef al editurii Arhetip, care acum se numește altfel, și care finanțează cartea de la apare. Deci, pe dânsul să-l întrebați când va apare cartea. Dânsul e cu finanțele, eu sunt cu entuziasm. Dar asta nu e nimic, că nu dă pentru asta la chemată aici. Și pentru faptul că astăzi, 4 iunie, este ziua dânsului de naștere. Mă dau cadou un păr frumos și o ileană pe sânzeană. La mulți ani. Mulțumesc. Mult, mult scris pentru altă aniversare. Altă aniversare este doamna Tudor. Da! 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 Doamna! Vă aduceți la minte că la 9:30 începea să se explice în fiecare zi cu aceeași căzură, cu aceeași posibilitate să înțelegem tot ce ne trebuie. Iar după ce vă priți nenășură, da, ne puteam și să facem. Încă o dată aplauzul de la tine. Doamna Tudor este monumentul modestiei. Este modestia anticipată, doamna Tudor. Și dânsa singură ne va spune cu gura dumneaei când este ziua dânsei mâine. Astăzi! Tot astăzi! Da, mai e puțin. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, bun.
tare. Nenea omul. Zici tu. Nenea omul. Deci domnul Popa nu este domn profesor, este nenea omul. Iar studenții actuali ai dânsului, când vor înțelege treaba asta, nu vor avea numai de câștigat. Pentru că ei trebuie să aplice lozinca aia, vezi, doamne, comunistă, învățați, învățați, învățați și apoi întrebați, întrebați, întrebați. Așa cum spune domnul Popa, că gândul este forță, avea o dovadă astăzi în persoana mea. Că eu m-am gândit la sărbătoarea de astăzi, de cel puțin 3 luni de zile și m-am chinuit să organizez în cele mai mici amănunte, fără să am nici acces la televiziune, neamțul între cele două părți ale ființei umane, fizic și spirit, este sângele. Dacă el, sângele, este curat, avem de-a face cu o ființă umană în armonie totală, așa cum este armonia întregului univers. Mai departe, la nivel de națiune, liantul de aur al unui popor este cultura națională. La noi, el se numește Eminescu. Mai departe, liantul de aur între națiuni, între popoare, este cultura universală. Iar liantul de aur între toți oamenii și Dumnezeu este iubirea. Domnul Popa Valeriu mă cunoaște pe mine și am făcut înregistrări când aveam 3 ani, 4 ani, 5 ani și astăzi 6 ani. Dar nu mă cunoaște cum eram când aveam 2 ani. Pentru că atunci când s-a făcut filmarea de aici și care s-a dat la televizor în 91, eu nu puteam să vin, că trebuia să-mi fac împachetările mele. Am renunțat și la domnul Popa, eu aveam programul meu. Și la televizor l-am urmărit și l-am înregistrat până amărâtă casetofon. De asta îmi cer scuze pentru calitatea înregistrărilor mele, că n-am puținut. Importantă este intenția și dăruirea, insistența. Și acum să mă audă domnul Popa în ultimul minut al reportajului de la televizor pe care m-am înregistrat eu, atâta vă rog să ascultați. Cine eram eu acum 4 ani? Zi! În 24 de ore la școală mi-am câteva lecții particulare, urte multe, în mod, am încheiat pe normală din toate punctele de vedere și o să mă consider interesată. Și ce vă spun, a dorit tuturor celor care sunt bolnavi, să aibă bucurie de a se auto-vindeca și de a reuși așa cum am reușit și eu. Iar domnul Valeriu Popa nu se glorifică cu meritele noastre. Este oricând la sa dispoziție. Ar fi de preferat să reflectăm și să ne armonizăm înainte de a atinge pragul. Pentru că viața nu este ca o casă. Trebuie să o păstrăm într-o oarecare urmă. Cât depinde de noi. Și depinde de noi. Domnule Popa Valeriu, mulțumesc! Mulțumesc din inimă pentru tot, pentru viața pe care mi-a dăruit-o. Vă știți că acum, după ce v-am văzut la televizor și v-am înregistrat pe casetofon, s-a produs o explozie. Dar este o explozie așa de minunată, exploziile sunt minunate, domnul Popa. Explozie de fericire! Mulțumesc, domnul Popa! Mulțumesc mai presus de orice Bunului Dumnezeu care v-a trimis aici la noi în România. 26 iulie 1991, ora 15. Asta eram eu când aveam 2 ani, domnul Popa. Deci, ideea a existat, sămânța a existat de atunci.
ea a încolțit, a răsărit, a crescut, a înfrunzit, a înflorit și uitați ce roade dă! Numai ăsta de aici! România este o țară de flori, cu oameni flori, cu gânduri flori, cu vorbe flori, cu fapte flori. Minunea asta a făcut-o aceeași doamnă pictoriță care a venit în lumea minunilor, Popa Valeriu spune, România va fi o meca a omenirii. Cum să nu-ți vină să cânti? Așa a evoluat trăirea și în urma noului meu stil de viață recomandat de domnul inginer Popa Valeriu. Și abia acum, în ultimul minut, am să-i prezint adevărata surpriză, pentru că acum 6-7 luni de zile, la filmarea a treia pe care am făcut-o în casă la dânsul, m-a copleșit. După ce eu mi-am făcut micul meu număr, dumnealui a spus așa, îți mulțumesc pentru ce ai făcut până acum. Eu am simțit că tot cerul cade pe mine. Și abia acum, după 7 luni de zile, vin și îi aduc mulțumirea că abia acum pot să vorbesc. Până acum am fost blocat, că m-a blocat domnul Popa. Cine se putea aștepta ca eu, care am fost adus pe brațe aici, după 6 ani de zile, să-mi spună chiar domnul Popa, mulțumesc pentru ce ai făcut până acum. Și acum pot să vă răspund, domnul Popa Valeriu, făcând iarăși o parafrază lui Mircea Eliade, care spune, în fiecare om există o sete de eternitate, iar eu vin și completez, îmi pun amprenta. Fiecare om trebuie să-și concretizeze setea de eternitate, iar eu cunosc 3 oameni, din punctul meu de vedere, care și-au concretizat setea de eternitate și aceștia sunt Brâncuș, care a construit pentru omenire o scară cu care putem să ajungem la Dumnezeu. Odată ajuns acolo, sus la Dumnezeu, ne așteaptă Beethoven, care ne deschide porțile de Dumnezeu și ne arată bucuriile care sunt acolo. Iar domnul Popa Valeriu ne învață cum să ne urcăm pe scară să ajungem la Dumnezeu, zi. Și cum să ne bucurăm de bucuriile lui Dumnezeu, învățându-ne să ne cunoaștem pe noi. Prin autocunoaștere îl cunoaștem pe Dumnezeu. Acesta este, din punctul meu de vedere, trioul de aur, Brâncuș, Beethoven, Valeriu Popa, care lucrează cu spiritul dumneavoastră. Doi îngerași. Păt Frumos și Ileana Cosințeana. Asta este
mulțumire adevărată când cei doi implicați plâng de bucurie, plâng de bucurie, domnule, că nu mai știu. Asta e bucurie adevărată. Și acum lăsăm pe domnul Valeriu Popa, rugămintea mea inițială era să lăsăm generațiilor viitoare cum arată o zi cu care domnul Popa se întâlnește cu oamenii. Adică dacă eram acolo în parc, pe bănci, să-l rog să treacă printre rândurile de bănci și să spună fiecăruia... Să ne traducă pe limba română, că de spus noi spunem, cu organismul nostru. Asta era rugămintea mea. Poate că până la sfârșit va face și că generațiile viitoare vor trebui să știe. Mă vede pe mine pe casetă și o grămadă de sute de oameni pe casetă. Dar ei nu vor ști cum acționa domnul Popa, cum se desfășura o zi. Ei, iată-te că la să vedeți. În primul rând, pentru dumneavoastră pare o surpriză, dar și pentru mine pare mai mare surpriză, pentru că eu am fost decât încunoștințat că se intenționează ceva. Și acel ceva îl vedem astăzi aici. Vedeți, printre altele, eu căutam să dau definiția, două trăiri pe care noi le punem în temă în fiecare zi. Ce este păcatul și ce e binele, sau definiția păcatului și definiția binelui. Sunt două preocupări sau două idei care mă urmăresc continuu. Am văzut că se pun și în fața diferitelor discuții care se poartă între sau la diferite nivele. Și ce am desprins? Că orice rupere de echilibru a ceea ce divinitatea a creat consideră că e păcat. Dacă am rupt o floare, e un păcat. Dacă am tăiat o pasăre, e un păcat. Dacă am mâncat sau zdrobit un bob de grâu, e un păcat. Privind prin această ipoteză pe care am menit-o eu. Însă acum vine întrebarea, când păcatul intră în contul nostru? Și tot eu am căutat să răspund, păcatul intră în contul nostru atunci când, dacă dintr-o specie de păsări ai distrus-o, atunci intră în contul tău. Dar dacă acele păsări sunt în număr mai mare și ele pot să se mai reproducă în continuare, divinitatea a făcut ca noi să trăim, distrugând aceea ce sau elemente care ne înconjoară. Și așa cu alimentele, așa cu legumele, așa cu fructele, așa cu mai departe. Însă a venit partea aceea a doua. Când binele este, sau definiția binele? Să spun definiția este, când binele este aproape de apogeu. Și tot așa gândit, oare? Mi-am adus aminte cum într-o zi vine un copil și mă ia de gât. Și îi spune, nenea omul, datorită ție eu trăiesc. Bun. El plângea și atunci am plâns și eu. Deci acum ați avut o probă materială și văzută de dumneavoastră. Când binele e aproape de apogeu, când celui care i-a făcut un bine, el plânge și odată cu el plângi și tu. Vă rog, sunt cei care n-ați făcut până acum acest lucru, v-ați gândit că ați dat pe stradă, cuiva, ceva, ai făcut un bine. Însă binele adevărat este acesta care atunci când cel căruia ai făcut bine, el plânge, vibrează și cu el odată plângi și tu. Adică vibrația de
bucurie sau de simțirea lui te impresionează și pe tine până la lac. Vă doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să ajungeți, să faceți bine plângând cu cel care, împreună cu cel la care l-ați face. Și un lucru iar mai vreau să văd, vă amintesc, printre altele, eu am să vă mai vorbesc. În momentul când dumneavoastră vă desfășurați, vă surați această activitate pe pământ, vremenic, o perioadă de, o perioadă de, niciodată să nu întrebați, de ce oare m-a pedepsit pe mine Dumnezeu? Dumnezeu nu pedepsește nimeni, pe nimeni. Cei care gândesc și afirmă mental sau verbal acest lucru, își încarcă karma și destinul cu foarte mare greutate. Noi trebuie să privim orice acțiunea noastră, în primul rând, că pleacă de la noi. Fie din decursul vieții, fie din decursul vieților anterioare. Cei care sunteți, poate dintre dumneavoastră încă spun așa, ne convingi că mai există o viață după această viață, în altă dimensiune, greșiți. Dar o să vă autoeducați dumneavoastră, care nu veți înțelege atâta timp cât sunteți pe pământ, poate veți înțelege atunci când veți fi sus. Noi acceptând această idee că nu există pentru partea psihică moarte și că există numai o despărțire față de partea fizică pe care, sau haina care am îmbrăcat-o, conform legii divine, temporar și de miliarde de ori până acum, o să întrebați cei care sunteți habonici încă, că știința ne va dovedi că această formă de gândire dogmatică este așa de încă întârziată, precum a fost pe vremea lui Giordano Bruno, care a fost tras pe râu de către cei care guvernau din punct de vedere religios, perioada respectivă, că pământul nu se îmbărtește. Pământul se învăță. Revenirea la viață va fi dovedită științific. Și atunci, mulți dintre cei care de acum obstrucționează această gândire vor fi catalogați exact cum au fost catalogăm noi pe cei care l-au gândit pe vremea lui Giordano Bruno și l-au tras pe râu. Deci, binele nostru de astăzi să restrângem activitatea vieții viitoare a noastră. Și noi dacă vom fi convinși că tot ceea ce facem de la gând, privire, gest, vorbă, faptă, se registrează, se computerizează, se registrează unde v-am finit și după aceea ne întâlnim cu noi, viața noastră va fi mult mai ordonată, mult mai chipzuită, mult mai apropiată, vom ierta și vom uita pe cei care astăzi îi urâm, sau îi bătim, sau îi denigrăm. În fața noastră stau niște evenimente foarte grele. Și de ordin fizic și de ordin psihic. Vedeți cu toții că au loc o serie întreagă de manifestări naturale. Ba la noi, ba undeva pe glob, ba. Și fac cruce să nu fie ce știu eu în viitorul apropiat. Și de aceea este bine ca această întâlnire care a făcut-o astăzi să rămână pentru fiecare dintre noastre dimineața când vă rugați să spuneți, Doamne, ajută-ne să ne ducem la o îndeplinire autoprogramului lor. Și iertați pe toți cei care de acum încă nu știu ce înseamnă iertarea și nu știu ce înseamnă iubirea. Dacă o faceți și vom face-o în familiile în care trăim, în neamul care trăim, acest deziderat va avea loc, așa cum ați văzut acolo, când m-am spus în septembrie 90 că România are marea misiune de a veni meca omenirii. După mine au mai spus și alții. N-am spus eu. S-a spus prin mine. De cine? Cei care știți și înțelegeți, poate veți accepta.
toți putem să fim, așa cum simțim acum această întâlnire frumoasă. Printre noastre sunt aproape 50-60% care astăzi nu mai erați printre noi, dar datorită dumneavoastră, încrederii în dumneavoastră, în Dumnezeu care e alături de dumneavoastră și în toate de care eu sunt amutat. Bineînțeles, nu din partea noastră, din partea voastră, dar în Dumnezeu, astăzi sunt lucrurile importante. Eu vă mulțumesc în numele sănătății, în numele divinității, în numele voastră, al tuturor familiilor care se bucură de prezența dumneavoastră. Mulțumesc tuturor celor care v-au ajutat să ieșiți din prăpastie. Și-ați zis aici o lecție așa de frumoasă. Nu ai tu erigator, dar ai om, ai furtun, o improvizare care te-a făcut să scapi din moarte. Și tu care ai și erigator, ai și furtun, ai și apă. Și cine mă ajută pe mine? Nu te poate ajuta pe nimeni. Pe el l-a ajutat pentru că era într-o situație nu asta grea. Dar tu care ești întreg, care poți să faci lucrurile acestea, poți să întrebi, de ce trebuie să fac eu aceste spălături fără omul? Pentru că ești atât de murdar în interior, fizic, poate că și psihic, ești tot atât de murdar. Și dacă nu reușești să-ți faci această curățenie fizică și psihică, nu îți duci la îndeplinirea autoprogramul lor. Pentru că noi avem un program și noi trebuie să ne rugăm în fiecare să ne ducem la îndeplinirea autoprogramul lor. Nu o facem. Unii dintre noi plecăm mai de timpuriu decât trebuie. Plecând mai de timpuriu de pe viață, dezbrăcând această haină, nu ți-ai adus la îndeplinirea autoprogramul lor sau programul dat. Și atunci trebuie să ți-l faci în alte vieți, poate în alte greutăți, cu alte greutăți și cu alte suferințe. Iar suferința ta care o ai astăzi, du-o cu stoicism și cu dragoste în Dumnezeu, că poți să o faci. Nu regreta, așa cum am spus la început, de ce pe mine m-a pedepsit, dar de ce tocmai mie mi-a dat. Nu ți-a dat. Tu ți-ai luat acest autoprogram pe care îl duci și trebuie să fii mândru de el că ți-l poți duce cu suferință, cu chinuri, cu răbdarea respectivă. M-a ascultat de curând o casetă a părintelui Cleopa. Bă! Răbdare, 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 răbdare și după aceea iar răbdare și răbdare, răbdare. Rabdă, învață să rabzi, omule, nu înveți să rabzi, suferi. Cu cât înveți să rabzi, suferința mea este mai dulce. Săracul el a stat 7 ani, 9 ani de zile, a stat în pustie. Unde v-a spus ca să nu-l găsească? Și ne vorbește de cuvântul răbdare. Și închei și eu vă, lucrându-vă, aveți răbdarea cuvenită în toate activitățile pe care le îndeplinim. Nu sunteți pregătiți? Pregătiți-vă! Nu acuzați pe nimeni în afară de voi. Vă mulțumesc, pe numele sănătății, pentru ziua.